Casa de Cultură Studențească din Reșița sărbătorește Ziua Internațională a Studentului cu o serie de evenimente create special pentru a uni tinerii, pentru a le aduce bucurie și inspirație și pentru a celebra spiritul vibrant al acestei generații. De la competiții de gaming, la expoziții culturale și de la stand-up comedy, la discuții profunde despre responsabilitate și sănătate, fiecare zi a venit cu experiențe unice și momente de neuitat. La Muzeul Jocurilor Video din Reșița, tinerii au putut să trăiască experiența unui duel între clasic și modern și s-au bucurat să vadă cum a evoluat unul dintre cele mai iubite jocuri de luptă din toate timpurile, Mortal Kombat. Mijlocul săptămânii a venit cu ultimele opriri ale caravanei, fără bariere, tot adevărul despre droguri. Această inițiativă națională abordează direct provocările reale cu care se confruntă tinerii, punând accent pe conștientizarea riscurilor și promovarea unui stil de viață sănătos. Prin sesiuni interactive și discuții deschise, fără bariere, aduce în prim plan dialogul despre prevenție și sănătate, într-un mod captivant și educativ. De asemenea, sâmbătă 16 noiembrie are loc un spectacol de stand-up comedy marca Cosmin Natanticu. După porția de râs se va servi muzică și dans într-un concert live marca înregistrată a trupei Setup.